Salutare prieteni și bun venit la un nou episod din FIFA 17 Ultimate Team. Bun, mamă ce echipă are și asta. Băi frate, numai de ăștia dau mă aici în jocul ăsta mă cu o echipă foarte, foarte bună față de a mea. What the fuck. Hai să vedem dacă câștig. Face muntele Atos, înseamnă că dă pe la noi playerul ăsta. Hai să vedem. Ta-ta-ta-ta-ta, bă, ce fa... Bă, intră mă acolo. Ia uite bă ce... Uite bă frate bă. Ce faceți mă? Bă! What the fuck? Băi, nu mă supărați, mă, nu mă enervați, mă. Uite, bă, frate, ce mi-a asta mingea. Hai. Hai, mă, tată, mă, bravo, mă, tată, mă, bravo, frumos, așa vă vreau, mă, bravo, mă, Bacam, ești valoarea echipei astea, nu o să te dau niciodată de la echipa asta. Tu ești Messi al echipei asta, frate. Ate, na, unde dai, mă, pase? Bun. Hai cu centrare și... Nu se poate așa ceva. Bravo, băi, Bacambule, bă, dar... Na, înseamnă că n-ai dat-o, n-am văzut, am crezut că ai dat-o cu capul. Dar poate o să dai acum și dai gol. What the fuck? Shit. Ce frumos a fost, frate, șutul ăla. Bravo, mă, tată, mă. Asta e, mă, dar cam greu să trec acolo. Bravo. Ah, băga-mi aici piciorul. Bă, nu mă supărați, mă, ia mă, mănâncă, mă, acolo, mă, rupe tot. Trebuie să intru în ei, frate. Trebuie să mă iau de jucători ăștia, haideți, mă, nu că n-aș juca eu cu ei. Adică, na. Bravo, mă, băieți, mă. Ah, trebuie să dau pas. Ce să faci, frate, când ești calic? Nu vrei să joci pase? Ce faci, mă? Da! Bravo. Ne întoarcem calm. Vreau calmitate. Și te-ai dus. Bă, nu lua la mutată, dar hai că e bine. Hai mă! Bă, frate, doi pămpălăi acolo și n-a dat niciun. Bă, la măcar s-a întins acolo. S-a aruncat pe jos, mă. Bravo, tată, hai mă, cu încă un gol, mă, tată, mă, și... Bravo, mă, băiatule, mă. Măi, băiatule, mă, ce-mi faci tu mie aici, mă, băiatule, măi, Bacambule, mă. Cred că a renunțat. A renunțat, după cum se vede. Da, asta e. E mai bine pentru voi, pentru că o să mai fac un meci. Că am zis să renunț, să fac doar un singur meci pe episod, să nu mai le fac așa mari episoadele. Și o să fac doar un meci de acum încolo. Dar, na, dacă s-a întâmplat așa, avem timp de încă un meci. Bun, următorul meci și sper să câștig. Bun,
Haideți să vedem. Următorul meci. Hai să vedem. Oricum, are echipa bunicică. Oricum, bunicică față de-a mea. Oare bună. Hai să vedem. Hai să vedem. Nu mai am pe Andone, nu mai am nici portarul. Am alt portar acum că s-au dus aia. Am pierdut că aveam contracte doar... aveam contracte la ei de-astea pe care nu le puteam prelungi. Da, nu-i nimic. Am avut jucători. Am învățat cu ei, chiar îmi plăcea. Bă, ce faci, mă? Bă, nu facem o greșel din astea, mă, acolo, mă! Bun. Foarte bine. Ah, băga meșciorul. Haide. Bă, uite-vă ce joacă, bă, frate. Bravo, portar. Foarte bine. Pase frumos acolo. Ah, ce mi-a luat mingea, frate. Bun. Calm. Bun. Pase frumos acolo. Pase la asta. Și hai mă cu un șut aici să încercăm și noi. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine, iau ce echipă eu acum am văzut, Ion. Hai mă, băgați-mă piciorul acolo, mă enervează că nu bagă, frate, trece mingea pe lângă ei și nu bagă piciorul ăla. Ha. Și eu cu pasele astea ale mele, frate. Uite, bă, ce mi l-a pus, bă, la jos, că acolo așa, bă, mi l-a pus jos, bă, mi l-a nenorocit, bă. Băi, nu așa, mă. Hai, mă, ia mingea. Bravo. Hai mă, concentrare de-aia frumoasă. Mamă, ce centrare urâtă. Bravo, mă. Bravo. Cu toate că cam aiurea. Nici nu vreau să-l văd că a fost un gol aiurea. Dacă mi-a ieșit din centrare, da. Ah, ce mi l-a blocat pe Bakambu acolo, frate. Și da, a fost fault. Hai mă, cu un șut aici. Oh, frumos. Asta e. Ho! Să mai joc și eu așa, să mai încerc și eu. Niște șuturi, niște alea, că acum văd că am și eu mai odihnit jucătorii, că le-am mai băgat și lor acolo. Ha, ce mi-a luat mine, vreau să dau șut. Ah, ce-a trecut. Băi, ce trece cu negrătul ăsta? A văzut că a trecut prea mult. Nu credeți că a trecut prea mult? Era să ne dea și gol. Ești chiar așa. Bă, ce mă aia, mă? Săracul nici el nu s-a aștepta la greșeala pe care am făcut-o.
E al tău, mă, e al tău. Bacambu, tu ești, tată. Ai viteză. Oricum n-ai destulă, dar nu contează. Hai, mă, concentrare de data asta mai reușită. A, păcat că n-a avut cu ce să joace. Hai, mă, nu lăsați, nu lăsați, nu lăsați, nu lăsați. Aleargă, aleargă, aleargă. Bagă-te, bagă-te. Bravo. Bravo, 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 bravo. Hai că nu vreau să pierd meciul ăsta. Uite, mă, frate, ce mi-am luat. Intră, bă, acolo, mă, că ne dă gol. Bravo, mă, tată, mă. L-ai leșinat. Ah, ce greșeală am făcut. Ah, băgam ea și piciorul să-mi bag ce mi-a. Foarte bine. Bă, nu acolo. Fie rar pasea voastră să vă fie de râs. Nu vroiam acolo, tata. Pase. N-ai dat unde trebuia. Bun, hai că s-a încheiat prima repriză, e bine, 1-0 e bine. Nu pierd, e bine. Ham, pas, schimbări, ce faci? Fa. Uite, bă, frate, bă, ce meci greu. Doar un gol, mă, frate. Și posibil să iau și gol, că nu joacă rău, joacă chiar bine. Bacambu! Ha! A dat în ăla, na, el a încercat, dar... Ah, bă, ce ghinion, frate. Bă, ce faci, bă? Ce faceți, bă? Ai ajuns la poartă, frate, și ai făcut scheme. Bă, frate, crezi și eu, frate, că faci scheme, frate, când ai două goluri, când conduci, când asta, dar faci scheme, frate, când... E 1-0 pentru mine. În defavoarea ta tu faci schem. E, frate, gol frumos, acolo trebuia să-mi dai gol, acolo era gol direct. Ha. Enervează, frate, nu reușesc din centrările astea să dau un gol și frumos așa. Iar negroteiul ăsta, mă, frate. Iar cu scheme, negroteiule, iar cu scheme, cu ale. Aut, ghinion. Fuuu, ce mi-ai luat minge acolo, ce a intrat tare în mine acolo, frate. Băi, cum să face că ajunge mingea numai la negru ăla, frate? Atena, ce faceți, mă? Ia mingea portar. Nu, băi, Bacambule, bă. Bă, ce faci, mă? Gets his foot in there.
Hai, mă! Ah. Hai să vedem dacă dă gol. Sunt foarte curios. Ah, n-am avut, deci sincer n-am avut nicio emoție. Bă! Paul, corect. Ah, trebuie să dau pas, frate. Încă o dată, frate, hai să te vedem. Du-te, frate, și acum ai ratat. Deci se apără foarte bine, deci nu reușește să ajungă la poarta lui. Dar când e să ajungă la poarta mea, el n-ai nicio șansă, frate. Băi, frate, ce greșeli am făcut că puteam să mă duc. Dar sunt obosiți jucătorii și nu mai au... Bravo, mă, tată, în sfârșit. Adrian, bravo, tată. S-a deconectat. Nu? Sau face schimbări? Cred că a făcut schimbare, să nu știu. Foarte bine. Nu mai au energie jucătorii mei, sunt varză. Bun. Haide-mă, vezi, poate, cine știe. Haide-mi și noi un gol. Nu se știe niciodată. Fault. Roșu. Mă, ăla n-a dat. Hai să încercăm. Ar fi ceva să dau. Bă. Da, am dat pe portar. Da, nu prea mă descurc eu la asta. Dar știi că ai ghinion, tu nu prea știi să dai la poartă. Știi să te aperi foarte bine, dar să-mi iei mingea, dar nu prea știi la poartă. Ah, am încercat să-i dau tot lui înapoi, dar n-am. Jucătorii mei sunt foarte, foarte leșinați. 3 minute, ce să mai fac în 3 minute, că sunt foarte leșinați. Hai, concentrare aici. Și s-a încheiat meciul. Da. Un meci decent, zic eu. Bun, prieteni, cam asta a fost tot din acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem în următorul episod din FIFA 17 Ultimate Team. Pa, pa!